Olaf, dame a mí. ¡Olaf, stay! No, coche. Mira, coche. Voy a traer hasta ai flotito mi. Primer cu barca pescărească în larg, da? Fugi noaptea de acasă, da? Nu într-o zi de tot, ai să vezi. Ce faci? M-am venit pe mine? Păi eu pentru tine muncesc, pentru tine mă zbat și mă lupt și tu îți bagi joc. Îmi dai emoții, dispar de aici. 3 zile de arest în camera ta. Domnule consul? Da, domnule Craft. Aveți timp o clipă, domnule consul? Da, bineînțeles. Poftiți în birou. Belize pe șantier? Da, domnule consul. Ce, nu cumva s-a întâmplat ceva cu Palmier? Palmier poate naviga și mâine, dar... Ce? Atunci Indian Girl. Bănuiam eu că individul a încăpățânat... Și Indian Girl poate naviga mâine, dar cu siguranță că nu va ajunge departe. Ce vreți să spuneți? Scuzați-mă, domnule consul. Ușa este deschisă. Am închis-o. Dar ce poate să fie că nu trebuie să audă nimeni? Aune are de gând să lase ca Indian Girl să se scufunde. Cu oameni și încărcătură, cu totul. Nu e grav. Cum puteți crede asemenea lucru? Nu există alte explicații, domnule consul. Știți și dumneavoastră cât se tărăgăneau lucrările pe șantier. Da, da, știu, știu. Ei bine, astăzi dimineață când am coborât, mi-au atras atenția reparațiile vasului american. Înaintaseră în mod de-a dreptul uluitor. Spărtura de la fund, știți dumneavoastră, partea complet putrezită. Da, ce-i cu ea? Complet reparată. La prima vedere arată ca nouă. Am auzit că Aune personal a lucrat acolo toată noaptea. Bine, bine, bine. Și? Am stat și m-am gândit. Cum a fost posibil? Oamenii tocmai se odihneau, așa că am profitat de ocazie și am cercetat neobservat cum se prezintă situația. Și la exterior și în interior. Mi-a fost destul de greu să ajung jos în cabotierul încărcat. Am obținut însă dovada palpabilă. Acolo se petrec lucruri strane, domnule consul. Domnule Crap, nu pot să cred așa ceva. Nu, nu, nu pot, nu. Refuz să cred așa ceva despre Aune. Îmi pare rău, dar acesta e adevărul golgoluț. Vă spun, se petrec lucruri strane. Nu s-a pus cherestea nouă. S-a călăfătuit. S-a astupat, s-a înfundat și s-a cârpit cu tot felul de resturi. Curat, treabă de mântuială. Indian Girl nu va ajunge niciodată la New York, domnule consul. Pică la fund ca un pietroi. Dar cum vă explicați? Ce poate să aibă de gând? Spunea mai zilele trecute că pe bordul lui Indian Girl nu se află oameni, ci bestii. Bine, bine, dar nu ține seama nici de pierderea unei capitale atât de mare. Aune nu vede cu ochi prea buni marele capital, domnule consul. Ah, da, adevărat, da. Ascultați, domnule Crap, ce mai s-a dus dumneavoastră la cunoștință? Trebuie să cercetate de 2 ori. Nimănui niciun cuvânt despre asta. Șantierul nostru ar putea fi discreditat dacă s-ar afla. Se înțelege. În timpul pauzei de prânz, vă rog să faceți în așa fel încât să ajungeți din nou acolo jos. Trebuie să am certitudinea absolută. O veți avea, domnule consul. Dar îngăduiți-mi, atunci ce veți face? Natural, denunț imediat tot. Nu putem fi părtașii unei astfel de crime. Nu vreau să am conștiința încărcată. Și în afară de asta, denunțul meu va face o impresie favorabilă presei. Toată lumea își va da seama că îmi sacrific interesele personale pentru a lăsa justiția să-și urmeze cursul. Foarte adevărat, domnule consul.
dar înainte de toate, certitudine deplină. Și până atunci, tăcere. Nici o grijă, domnule consul. Iar certitudinea o veți avea. Bună ziua, Bernic! Bună, dragul meu! Bernic, dă-mi voie să te felicit pentru victoria pe care ai obținut-o ieri la Camera de Comerț. Mulțumesc. Bravo, am auzit că a fost o victorie strălucită. O victorie a spiritului burghez inteligent asupra egoismului și prejudecăților. Bravo! Bravo! T-ai auzit ce pune la cale redactorul Hammer? Nu. Ce? S-a agățat de zvonul care circulă și vrea să scrie un articol. Ce zvon? Că e natural ce în legătură cu achiziționarea terenilor din vecinătatea viitoare Căi Ferate. Ce spui? Circulă un asemenea zvon? Circulă. Circulă în tot orașul. Să știi că eu l-am auzit la club. Se pare că unul din avocații noștri ar fi cumpărat în secret. Bineînțeles, prin intermediari. Toate pădurile, toate zăcămintele de minereu și toate căderile de apă. Și nu se spune și pentru cine anume? Da, cum să nu se spune? Pentru o societate străină din alt oraș, care auzind de proiectul tău s-a grăbit cu achizițiile înainte de a se urca prețurile. Nu-i josnic! Josnic? Josnic! Josnic ca niște străini să se vede în felul ăsta pe pământul nostru? Și tocmai unul din avocații noștri să se preteze la așa ceva? Și v-ați zis că acum străinii vor pune mâna pe beneficii, nu? Nu, totuși nu e decât un zvon. Un zvon, un zvon care se va da crezare, iar mâine, poi mâine, redactorul Hammer îl va publica ca pe un fapt cert. Ascultă-mă, la club era o deziluzie generală. Mulți din cei care s-au asociat spuneau că dacă zvonul se va adeveri, gata, gata, se vor retrage, gata. Imposibil. Atâta spirit civic va mai fi existând doar și în mica noastră societate. Aici, da? Bine, eu încă știu că tu ești un optimist, sigur. Tu vezi pe toți după chipul și asemănarea ta. Bernic, ascultă-mă pe mine. Eu sunt un om cu suficientă experiență. Aici nu este niciunul. Dar niciunul. În afară de noi doi, bineînțeles. Niciunul care să lupte pentru o idee. Niciunul. Ce ar fi în ăștia? Eu te gonesc de pe terasă? Nu, nici de cum mă grăbesc. Am o... vreau să-i spun lui Betty ceva. Bernic, trebuie să vorbim. După tot ce ai auzit ieri, sper că îți dai seama că toată existența mea va fi literalmente distrusă în cazul în care adevărul ar ieși la lumină. Da. Ce mai contează, o minciună în plus sau minus? Este limpede că nu eu am făcut spargerea despre care au circulat atâtea zvonuri. Asta se înțelege de la sine. Dar cine a fost hoțul? Nimeni. Nu a existat niciun hoț. Nu s-a furat niciun ban. N-a lipsit niciun bănuț. Adică cum? Niciun bănuț, am spus. Dar zvonul? Cum a apărut acest zvon infamant despre Johann? Luna, cred că ție pot să-ți vorbesc deschis, ca nimănui altuia. Nu vreau să te ascund nimic. Eu am contribuit la răspândirea acestui zvon. Nu puteai să faci una ca asta. Doar John pentru tine. Nu mă judecam. Îți aminteam ieri situația dezastroasă pe care am găsit-o acasă la reîntoarcerea mea de la Paris, acum 15 ani. Mama se încurcase într-o serie de afaceri falimentare, firma Bernic era ca și ruinată, iar eu eram un tânăr pe jumătate ușurate, pe jumătate desperat. Luna,
Cred că tocmai pentru a uita toate astea m-am lăsat prins în acea nenorocită legătură cu mama din Eidorf. Pe atunci nu bănuiam că asta va duce și la... plecarea lui John. Da. La plecarea lui John. Acum... sper că îți dai seama cum s-au putut răspândi o mulțime de zvonuri după plecarea voastră. Se spunea că nu fusese prima lui faptă ușuratică, că Dorf primise de la el o sumă mare de bani ca să tacă și să plece. Alții spuneau că ea primise banii. În același timp erau binecunoscute greutățile firmei Bernic în ceea ce privește respectarea scadențelor și a angajamentelor. Prin urmare, nu era normal ca bârfitorii să facă legătura între aceste două zvonuri. Și cum ea rămăsese aici trăind atât de greu, s-a tras concluzia că Johann fugise cu banii firmei în America, iar zvonul amplifica suma la cifre din ce în ce mai mari. Și tu, Carsten? Eu? Eu m-am agățat de acest zvon ca de un colac de salvare. Și l-ai răspândit mai departe? Nu, dar nici nu l-am desmințit. Creditorii începuseră să ne dea asalt. Important pentru mine era să-i liniștesc. Nu trebuia în niciun caz să devină bănuitori în ceea ce privește soliditatea firmei. Ne lovise o nenorocire de moment. Trebuia să nu fim presați cu cereri de plată. Trebuia să câștigăm timp și fiecare urma să-și capete dreptul lui. Și și-a căpătat fiecare dreptul lui. Da. Acest zvon ne-a salvat firma și m-a făcut omul care sunt azi. Nu. O minciună te-a făcut omul care ești azi. Dar cui îi dă un A pe atunci? Lui Johann în niciun caz. El nu mai intenționa să se întoarcă vreodată. Cui ar fi dăunat? Caută în conștiința ta, Carsten, și vezi dacă ție nu ți-a dăunat. Caută în conștiința oricărui om vrei. Vei găsi la fiecare cel puțin un punct negru pe care încearcă să-l ascundă. Și voi vă numiți stâlpii societății. Societatea nu are alții mai buni. Dar ce contează dacă o societate ca asta se bucură de sprijin sau nu? Ce este valoros în ea? Viitor, spoială și minciună. Și în această societate trăiești tu. Căpetenia orașului, în bucurii și lux, având putere și bucurându-te de stimă, tu care ai făcut criminal dintr-un om nevinovat. Crezi că eu nu regret nedreptatea pe care i-am pricinuit-o? Și nu crezi că sunt gata să îndrept ceea ce am făcut? Cum? Mărturisind. Ai putea să-mi pretinzi asta? Da. Cum altfel s-ar putea repara o asemenea nedreptate? Sunt bogat, Lona. Johann poate să-și formuleze orice pretenție. Oferă-i bani și să nu te mire ce o să-ți răspundă. Johann te așteaptă în biroul tău. Johann? Îi cunoști intențiile? Nu. De ieri e foarte tăcut. Johann? Nu. Eu am de vorbit mai întâi. Carsten, ieri îți dădusem cuvântul că voi tăcea. Da, așa ai făcut. Da, atunci nu știam încă. Johann, dă-mi voie, te rog, să-ți explic în două cuvinte cum s-au petrecut lucrurile. Înțeleg, îmi dau perfect seama de ce s-a întâmplat. Nu te învinuiesc prea mult despre asta. Eram amândoi tineri și fără minte atunci. Dar acum mi-e necesar adevărul. Și acum trebuie să vorbești. Johann, tocmai acum am mai multă nevoie de toată platforma mea morală. De aceea, acum nu pot vorbi. Nu te învinuiesc prea mult de ultimile scorneli pe care le-ai răspândit despre mine. Dar despre celălalt lucru, cel din tâi,
trebuie să-ți recunoști vina. Dina va fi soția mea. Da. Vreau să mă stabilesc cu ea aici. Aici, în oraș. John, dar nu mi-ai vorbit nimic despre asta până acum. Cu Dina? Ca soție? Aici, în oraș? Da. Rămân ca să-i bravez pe toți acești mincinoși și calomniatori. Dar pentru a o putea câștiga pe Dina, trebuie ca tu să mă descarci de tot ce mi s-a aruncat în spinare atunci. Nu te gândești că dacă recunosc prima faptă, o preiau implicit asupra mea și pe a doua? Și o tăcere de 15 mă ani? Mă gândesc numai că vreau să o iau de soție pe fiica doamnei Dorf. Și să mă stabilesc cu ea aici, aici, în oraș. Te rog, ascultă-mă, Johann. Și tu, Lona, te rog. Situația în care mă aflu în aceste zile este cu totul specială. Dacă îmi dați această lovitură, mă distrugeți. Și nu numai pe mine, dar și viitorul acestui oraș, care totuși este leagănul copilăriei voastre. Ascultați-mă, nu este vorba de realizarea căii ferate. Și chestiunea nu este chiar atât de simplă cum credeți voi. Anul trecut s-au purtat discuții pentru construirea unei căi ferate în lungul coastei. Proiectul întrunise destule voturi, iar presa îl susținea în mod special. E bine, eu am izbutit atunci să împiedic acest proiect pentru că ar fi dăunat navigației noastre de-a lungul coastei. Da, tu personal erai cointeresat în această linie de navigație. Da, bineînțeles. Da. Însă nimeni n-a îndrăznit să mă bănuiască pentru această opoziție. Numele meu respectat mi-a fost pavăză și adăpost. De altfel, eu unul aș fi putut suporta pierderea, dar nu și orașul. De aceea s-a luat acum în discuție ipoteza unei linii secundare. Când am aflat despre asta, m-am informat în secret despre toate posibilitățile de realizare. De ce în secret, Carsten? Vă n-ați auzit zvonul cu privire la cumpărarea de mari terenuri, păduri, mine și căderi de apă? Da, de către o societate străină. Acum aceste terenuri sunt fără valoare pentru proprietarii lor. De aceea au și fost vândute relativ ieftin. Dacă s-ar fi întârziat, însă s-ar fi aflat despre proiect și proprietarii ar fi dublat prețurile. Bineînțeles. Și mai departe? Acum urmează un fapt care ar putea fi interpretat în fel și chip. Un fapt pe care un om din societatea noastră îl poate mărturisi numai dacă are un nume nepătat și onorat pe care să se sprijine. Ei. Ei bine, eu sunt acela care a cumpărat toate terenurile. Pe cont propriu? Pe cont propriu. Dacă se realizează proiectul căii ferate, sunt milionar. Dacă nu, sunt ruinat. Este... e foarte riscant, Carsten. Da. Mi-am riscat toată averea în treaba asta. Nu, nu, nu la avere mă gândeam, ci la momentul în care se va afla că... Da. Acela va fi momentul crucial. Dar cu numele nepătat pe care l-am purtat până acum, îl pot înfrunta. Voi putea spune concetățenilor mei, iată, am cutezat pentru binele societății. A societății? Da. Niciunul nu se va îndoi de intențiile mele. Dar totuși aici, în oraș, mai sunt oameni care s-au asociat fără a avea intențiile tale ascunse, mai dezinteresați. Cine? Cine? Rumel, Sandstad și Vigeland. Pentru a-i convinge, am fost nevoit să-i pun la curent cu toată treaba. Și atunci? Și atunci? Și-au rezervat un procent de 25% din beneficiu net.
cetății. Dar oare nu însă și această societate ne silește să pășim pe căi lăturalnice? Ce s-ar fi întâmplat aici dacă n-aș fi acționat pe tăcute? S-ar fi repezit cu toții la împărțeală, la profituri, irosind, stricând, producând o anarhie care ar fi distrus totul. Nu există niciun om în acest oraș, în afară de mine, capabil să conducă o afacere de amploarea acesteia. Iată de ce în privința asta am conștiința împăcată. Numai în mâinile mele aceste proprietăți vor putea asigura pâinea de mâine a celor mulți. Poate. Dar nu la asta te gândești tu acum. Cum? Și acum când propria mea fericire este în joc, pot să mai cer că asta... Prosperitatea orașului tău natal este și ea în joc. Dacă se vor da la iveală lucruri care îmi vor umbri trecutul, atunci toți cei care sunt împotriva mea se vor uni și se vor arunca asupra mea. Și dacă voi cădea sub greutatea acestor zvonuri și calomnii, va trebui să mă retrag din afacerea căii ferate și să o las să cadă. În același timp, voi cădea și eu, ruinat și compromis ca cetățean. La ce v-ar folosi? John, dacă așa stau lucrurile, trebuie să pleci și să taci. Da, Johan, așa trebuie să faci. Da. Plec și tac. Dar mă voi întoarce. Și atunci voi vorbi. Nu, Johan. Rămâi acolo. Taci și sunt gata să împart cu tine. Păstrează-ți banii, Carsten. Dar redăm cinstea numelui meu. Jertfind pe al meu? Da, tu și societatea ta o să vă descurcați. Eu trebuie, vreau și voi câștiga pe Dina mea. De aceea plec chiar mâine dimineață cu Indian Girl. Cu Indian Girl? Da, capitanul mi-a promis să mă ia cu el. Mă duc, îmi vând ferma, îmi pun ordine în lucruri, peste două luni sunt înapoi. Și atunci vei vorbi? Atunci vinovatul va vorbi singur. Uiți că trebuie să iau asupra mea și lucruri de care nu sunt vinovat. Dar cine a tras foloase de pe urma lor? Nu. Mă împingi la desperare. Dacă vorbești, nec totul. Voi spune că este un complot, o răzbunare. Că ai venit aici ca să storci bani de la mine. Vă spun, sunt desperat și voi lupta pe viață și pe moarte. Nec tot, tot! Am cele două scrisori ale tale. Le-am recitit azi dimineață. Sunt suficient de clare. Și vrei să le arăți? Dacă va fi nevoie. Și peste două luni ești din nou aici? Sper. Vântul e bun, peste trei săptămâni sunt la New York. Dacă Indian Girl nu se scufundă. Să se scufunde? De ce să se scufunde Indian Girl? O simplă vorbă. Să se scufunde? Da, Vernic. Acum știi la ce trebuie să te aștepți. Vezi, poate te răzgândești între timp. Cu bine. Mă duc să o sărut pe Betty, deși nu s-a purtat ca o soră cu mine. Trebuie să împiedici asta.
mai pot. Nu mai am nicio putere. Voia dumneavoastră, domnul consul, permite? Dumneata, ce vrei? Vreau să întreb dacă a rămas hotărât că eu voi fi concediat mâine în cazul că Indian Girl nu ar putea ieși în larg. Ce mai e și asta? Vasul e doar gata de plecare. Da. Așa e. Dar dacă nu ar fi gata, eu aș fi concediat? Obișnuiesc sau nu să mă țin de cuvânt? Da. Vă să zic că de mâine îmi voi pierde prestigiul în casa mea. Îmi voi pierde prestigiul în fața celor mai apropiați mie. Voi pierde influența în fața muncitorilor. Voi pierde orice posibilitate de a-i sluji pe cei mulți și slabi. Aune, cu chestiunea asta am lichidat. Da. Așadar, Indian Girl va trebui să fie gata. Ascultă, eu nu pot supraveghea totul, nu pot răspunde pentru toate. Dumneata, mă asigur că reparațiile au fost efectuate ireproșabil? Dar mi-ați impus un timp foarte scurt, domnule consul. Dar susții că au fost făcute cu conștiinciozitate? Avem vreme bună și e vară. Mai e și altceva să-mi spui? Nu. Altceva nu, domnule consul. Deci, Indian Girl iese în larg. Astă seară? Da. A fost aici? A mărturisit? Ați descoperit ceva? Mai e nevoie, n-ați văzut vinovăția în ochii lui? Nu, așa ceva nu se vede. Vă întreb... Ați descoperit ceva? N-am reușit, era prea târziu. Vasul era tras la chei. Dar și această grabă dovedește limpede... Nu dovedește nimic. Recepția a avut loc? Se înțelege, dar... Și natural că nu s-a descoperit nimic, da? Domnule consul, dumneavoastră știți foarte bine cum se fac recepțiile. Mai ales pe un șantier cu un renume ca al nostru. Dar indiferent... Prin urmare, suntem descărcați de răspundere. Domnule consul, cu adevărat n-ați remarcat la Aune că... Aune m-a liniștit pe deplin. Și eu vă spun, sunt moralmente convins. Vă salut cât se poate de respectos, domnule consul. Aveți timp, o clipă? Da. Dar aș vrea numai să aflu dacă nici dumneavoastră nu sunteți de acord ca palmier să ridice mâine ancora. Ba da, este un lucru hotărât. A venit la mine capitanul și m-a înștiințat că se semnalează o furtună. Barometrul a scăzut mult de azi dimineață.
Și ce propuneți dumneavoastră? Eu spun, domnule consul, ce am spus și capitanului. Că Palmier se află în mâna providenței. Și în afară de asta nu face decât o traversare a Mării Nordului. Iar în Anglia, navlul este la un preț atât de favorabil încât... Da, da, se pare că am pierde mult dacă am mai aștepta. Palmier este un vas solid și pe deasupra complet asigurat. Cred că numai Indian Girl riscă. Ce înțelegeți prin asta? Păi și Indian Girl pleacă mâine. Da, armatorii s-au grăbit foarte mult. Dacă pe Hardughia asta bătrână de Indian Girl îndrăznește să se aventureze în larg și pe deasupra cu un astfel de echipaj, ar fi rușinos pentru noi să nu dăm drumul Palmierului. Da. Aveți în dumneavoastră actele vastrului? Am, e la mine. Întocmiți formele împreună cu domnul Crap. Da, vă rog, îndată va fi totul gata. Vă mulțumesc. Iar rezultatul final, domnule consul, îl lăsăm în seama providenței. Sunteți acasă la ora aceasta, domnule consul? Da, după cum vedeți. De fapt, o căutam pe soția dumneavoastră. Îmi imaginez că are nevoie de o vorbă, de îmbărbătare. Da, desigur. S-ar putea să aibă. Dar... și eu aș vrea să vorbesc ceva cu dumneavoastră. Cu multă plăcere. Nu vă simțiți bine? Sunteți palid și păreți foarte tulburat. Da? Aveți rău? Dar nu sunt destule motive câte s-au îngrămădit pe capul meu în ultima vreme. Răspunderea întregii întreprinderi, apoi problema căii ferate. Dați-mi voie să vă pun o întrebare. Vă rog. O îndoială înfrământă conștiința. Atunci când te afli în fața unei lucrări de vaste proporții pe care vrei să o realizezi și care vizează bunăstarea a mii de oameni, dacă s-ar pretinde o jertfă imensă, ce înțelegeți prin jertfă? De exemplu, cineva vrea să fondeze o mare întreprindere. Știe, cu siguranță, din experiența acumulată, că în timpul exploatării, mai devreme sau mai târziu, se vor pierde vieți omenești. Dacă asta e foarte probabil. Sau un altul care înființează o mare exploatare minieră și angajează pentru asta capi de familie și tineri care sunt la începutul vieților. Oare nu știa dinainte că nu toți vor scăpa cu viața? Ba da. Din păcate, chiar așa e, cu siguranță. Deci, un astfel de om știe dinainte că ceea ce urmează să realizeze va costa vieți omenești. Însă această realizare vizează interesul general. Și fiecare viață omenească sacrificată este premiza bunăstării a sute de alte vieți. Da. Acum înțeleg. Vă gândiți la cale ferată, nu-i așa? La cele săpături foarte primejdioase, la dinamitările de stânci, la toate acestea, nu-i așa? Da, da. Sigur mă gândesc la cale ferată, să în afară de asta... Calea ferată presupune înființarea de noi întreprinderi, de exploatări miniere. Nu, da, sigur. Nu credeți că oricum... Da. Vă rog să mă iertați. Dumneavoastră sunteți exagerat de scrupulos. Vreau să spun, dacă ați lăsat totul pe seama providenței...
Providența, desigur. Vă rog, domnule consul, vă rog să mă ascultați. Dacă veți lăsa totul pe seama providenței, veți fi scutit de o sumedenie de neplăceri. Vă rog să mă credeți. Construiți cu toată încrederea calea cea ferată. Da, dar eu presupun și un caz mai aparte. Presupun că o gură de foraj va trebui dinamitată dintr-un punct foarte primejdios. Fără dinamitarea ei nu se poate construi calea ferată. Presupun în continuare că inginerii știu din primul moment că dinamitarea ei va costa viața muncitorului care va aprinde fitilul. Însă este absolut necesar să se dea foc. Iar datoria inginerului este să trimite acolo un muncitor care să o facă. Da, bine, da, știu ce vreți să spuneți, dar ar fi sublim dacă însuși inginerul ar aprinde fitilul. Însă asta este absurd. Deci va trebui să jertfească un muncitor. La noi, niciodată, niciun inginer nu ar face asta. În țările mari, niciun inginer n-ar sta la îndoială să o facă. În țările mari? Da, se poate. În acele societăți lipsite de conștiință, sigur. Nu, să știți că acele societăți au și unele lucruri bune. E cum? Dumneavoastră spuneți asta, domnule consul? Dumneavoastră care numai singur... în țările mai mari există curajul de a jertfi câteva vieți omenești pentru o cauză mare. Aici ești îngrădit de fel de fel de scrupule, de considerații mărunte. O viață omenească? Ei, nu se poate. O viață omenească este o considerație măruntă, domnule consul? Da. Da, atunci... când este o piedică în calea bunăstării miilor de oameni. Bine, dar dumneavoastră ați sugerat aici numai cazuri inimaginabile. Vă rog să mă iertați. Eu pur și simplu nu vă înțeleg. Pe urmă, ați adus vorba de acele țări mari, de acele societăți mari. Da, sigur, acolo, ce contează acolo viața omenească? Acolo, viețile omenești se socotesc în funcție de valoarea lor materială. Dar la noi... ei, nu, la noi, cel puțin îmi închipui. Noi aici avem o cu totul altă concepție morală. Vă rog să vă gândiți la onorabile armatori pe care dumneavoastră îi prezidați. Numiți-mi un singur armator care, chiar de dragul celui mai fabulos câștig, ar fi gata să jertfească o viață omenească. Și acum vă rog să vă gândiți la acei escroci din marile societăți occidentale, care tocmai de dragul acelor câștiguri fabuloase trimit în larg unul după celălalt vase inapte pentru navigație. Nu. Eu nu vorbesc de vase inapte să navigheze. Eu la ele mă refer. Eu nu renunț. Și nu uita că mă voi întoarce. Lăsați-mă pe mine, domnule consul. În definitiv, dumneavoastră, ce mai doriți, domnule? Doresc ca acea tânără fată în fața căreia m-ați ponegrit ieri să devină soția mea. A dumneavoastră? Și vă închipuiți că... o vreau de soție. Așa. Da. Atunci va trebui să aflați și dumneavoastră. Stimată doamna Bernic, aveți bunătatea să fiți martoră și dumneavoastră, domnișoară Marta, să vină și Dina. Vă rog. Pot să vin și eu, domnule pastor? Ah, sunteți și dumneavoastră aici. Da. Sigur, să vină toți, toți cei care vor. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Ce aveți de gând? Domnule profesor, cu toate eforturile mele, n-am reușit să-l împiedic. Nu voi împiedica eu, doamnă. Dina, ești o fată nechipzuită. Dar nu te dojenesc întotdeauna pe dumneata. Ai fost prea mult timp lăsată fără un sprijin moral.
mă dojenesc pe mine însumi. Că nu ți-am oferit eu acel sprijin. Dumneavoastră să nu spuneți nimic. Dina, ce înseamnă asta? E bine, tocmai acum trebuie să spun, Dina. Cu toate că atitudinea dumitale de ieri și de azi mi-a îngreunat, înzecit sarcina. Dar pentru că este vorba de salvarea dumitale, toate celelalte considerente trebuie să dispară. Dina, îți amintești cuvântul pe care ți l-ai dat? Îți amintești că mi-ai promis să răspunzi atunci când voi socoti că a sosit momentul? E bine, consider că nu mai este necesar să chibzuiesc și de aceea spun. Această tânără fată, la mâna căreia aspirați, domnule, este logodnica mea. Ce spune? Dina. Dina e adevărat? Nu, Dina. Minciuna. Dina, omul ăsta spune adevărul? Iată întreaga artă a seducției redusă la neputință. Acest pas pe care m-am hotărât să-l fac, spre binele Dinei, firește, trebuie să fie adus la cunoștința întregii noastre societăți. Nădăjduiesc să nu fie interpretat greșit. Și acum, doamnă Bernic, cred că cel mai bun lucru pe care avem să-l facem este să o luăm de aici. Să încercăm să aducem din nou pacea și liniștea în sufletul ei. Da. Vino, Dina. Ce fericire pentru tine. John. Nu fi trist. Eu rămân aici să-l supraveghez pe pastor. Johan. Rămâi. Acum nu trebuie să mai pleci cu Indian Girl. Ba da. Acum mai mult ca oricând. Și nu te mai întorci? Mă voi întoarce. Acum? După toată povestea asta, ce să mai cauți aici? Să mă răzbun pe voi toți. Să strivesc cât pot mai mult dintre voi. Așa. Acum toate hârtiile sunt în regulă, domnule consul. Da, bine. Prin urmare, rămâne stabilit. Indian Girl pleacă mâine. Da. Pleacă. Unchiule! Unchiule! Unchiule Hilmar! Unchiule Hilmar! Ah, tu erai. Ești la arest? Unchiule Hilmar, ai aflat vestea? Da, am aflat. Am aflat că l-a bătaie azi. Nu va mai avea multe ocazii să mă bată. Dar ai aflat că unchiul Iohan pleacă mâine cu vaporul?
Da, și ce te privește pe tine? Ia, ia, vezi, nu uite din nou la rest, fii atent. Poate o să văd și eu odată o vânătoare de bizon. Da, vorbești prostii. Tu care ești un fricos. Da? Așteaptă numai. Mâine o să afli și tu ceva. Vorbești prostii, prostii. Scuzați-mă că vin din nou, domnule consul, dar izbucnește o furtună violentă. Indian Girl ridică totuși ancora? În orice caz, Indian Girl ridică ancora. Thank you.